Da, bună ziua, noi ne aflăm acum lângă Diana Nicoleta Tătaru, elevă la Colegiul Național Dimitrie Cantemir. O să o lăsăm pe ea să ne prezinte mai multe detalii despre ea. Hai să vedem. Sunt în clasa a 10-a, la profilul Mate Info cu engleză și, surprinzător, sunt pasionată de române. O să începem, dacă vrei, prin concursurile pe care le-ai câștigat. Păi, cel mai important ar fi Olimpiada Județeană de Limba Română, unde am luat premiul întâi, cu participare la Națională, unde am luat premiul special. Apoi, premiul 2 la Olimpiada Județeană de Limba Franceză, mențiune la Olimpiada Județeană de Matematică și la Olimpiada de Județeană de Fizică. De curând am fost la un concurs al Centrului de Excelență din Suceava, unde am luat mențiune. Și am mai obținut premiul întâi la un concurs de eseuri la istorie, iar faza națională este în desfășurare. Ok, ți-am prezentat ceva mai înainte de a-ți lua acest interviu, Gala Premiilor în Educație. Dacă ai înțeles despre ce este vorba, spune-mi, te rog, ce părere ai despre acest eveniment. Mi se pare o oportunitate pentru elevii care chiar muncesc și iau educația în serios, pentru că educația nu trebuie să vină neapărat din exterior atâta timp cât tu îți dorești. Cumva ai o dorință interioară de a deveni mai bun prin educație. Așa e, și dacă te gândești bine, și premiile sunt destul de consistente și pe vremea asta de criză nu strică nimănui, nu? Ia să vedem. Tu ai participat la această gală? Există secțiunea Elevul Anului. Ți-ar plăcea să te înscrii? Da, cred că este o idee bună și de ce nu, o încercare merită făcută. Dă-ne un sfat celor care ne ascultă, elevilor care, să zicem, nu agrează foarte mult studiul și cred că educația nu îți pot asigura viitorul. Dă-ne un sfat. Cum spuneam, prin studiu, prin învățare eficientă și prin acumularea de cunoștințe, devii nu atât mai bun, cât mai apropiat de ceilalți, încep să înțelegi lumea, să vezi lumea altfel, să o cunoști cu adevărat. De unde cred eu că ar trebui fiecare să țină cont de lucrul ăsta. Bine, acum depinde fiecare cum se respectă și pe cine respectă.